Bună dimineața, suntem la Crăciun, mă bucur să ne revedem la Numai de Bine. Vara este anotimpul distracției și al vacanțelor, dar din păcate nu ne ferim de problemele de sănătate. În continuare vom explora o latură mai puțin plăcută a sezonului cald, afecțiunile orele. Ați simțit vreodată o durere de ureche după o zi de nopți sau poate o răgușeală neplăcută după un concert în aer liber? Rămâneți alături de noi pentru a descoperi cum să preveniți și să tratați aceste neplăceri estivale. Din nefericire, cea mai frecventă patologie a ORL, a verii, este otita externă, otita de piscină, care apare la toate vârstele. Aceasta este cauzată de expunerea prelungită la apă, care poate duce la umiditate crescută și iritarea canalului auditiv. Această afecțiune poate fi declanșată și de igiena deficitară a urechilor sau de folosirea excesivă a bețișoarelor de urechi, care pot deteriora pielea delicată din interiorul urechii. Bacteriile și ciupercile prosperă în medii umede, ceea ce face ca notul în piscine, lacuri sau mare să fie un factor de risc major pentru dezvoltarea otitei externe. După piscină sau mare, ocean, depinde unde mergem în vacanță, folosind un prosop și prin diverse înclinații ale capului să facilităm ieșirea apei din conductul auditiv extern, sau folosind un fön pe treapta cea mai de jos, pe modul de ventilație, uscăm urechea foarte, foarte bine. Este foarte important ca de obicei să nu folosim bețișoare de urechi, dar cu atât mai mult înainte de a merge la mare. Cerumenul este important să fie într-un strat subțire în interiorul conductului auditiv extern și să protejeze urechea de tot ce înseamnă pătrunderea apei, infecții, inclusiv insecte. De asemenea, puteți utiliza dopuri de urechi special concepute pentru un not pentru a preveni pătrunderea apei în urechi. Pe lângă otita externă, sunt suficient de multe cazuri și de otită medie, pentru că mergem în vacanță cu avionul, sunt zboruri mai lungi, sunt pacienți care au urinite alergice, fac tot felul de viroze, de infecții de căi respiratorii superioare. În combinație cu un zbor pot apărea otite medii, care sunt destul de incomode și a căror vindecare poate dura până chiar și la 2-3 săptămâni. Simptomele otitei includ durere intensă și persistentă în ureche, adesea însoțită de secreții sau puroi care se scurge din ureche. De asemenea, pot apărea scăderea auzului și o senzație de înfundare, precum și mâncărimi în canalul auditiv. În cazurile mai severe, zona din jurul urechii poate deveni roșie și umflată, iar pacientul poate face febră. De principiu începem tratamentul de la primele simptome, pentru că fără tratament corespunzător nu se remite de la sine, nu este ca o viroză obișnuită în care cu sau fără tratament simptomatologia tot 7 zile durează, numai că este puțin ameliorată de tratament. În cazul otitei nu este așa, se poate complica, o otită medie se poate complica cu o perforație a timpanului, cu evacuarea conținutului din cavitatea timpanică. O otită externă, care inițial este o formă simplă, se poate complica cu o stenoză, care este extraordinar de dureroasă. O altă afecțiune comună în sezonul cald este sinuzita. De cele mai multe ori, aceasta este cauzată de expunerea îndelungată la aer condiționat și de schimbările bruște de temperatură. De asemenea, specialiștii vorbesc și despre laringită, ca urmare a consumului de băuturi reci. Aceasta se manifestă prin răgușeală, dureri în gât și dificultăți la înghițire. Înaintarea în vârstă, stresul, stilul de viață dezordonat, alimentația dezechilibrată, hidratarea insuficientă și lipsa odihnei sunt doar câțiva dintre factorii responsabili pentru aspectul îmbătrânit al tenului. Și silueta are de suferit în timp dacă acumulăm kilograme în plus, pentru că se formează depozite de țesut adipos pe care le putem elimina cu greu, dar și vergeturi sau celulită. Există însă o procedură minune care poate șterge de pe corp și chip orice urmă inestetică. Aflăm chiar acum care sunt beneficiile uneia dintre cele mai performante tehnologii. Mama.
Există depozite de țesut adipos care nu pot fi eliminate în totalitate, nici măcar în urma regimului alimentar sau antrenamentelor în sala de fitness. De obicei, zona abdominală și cea a coapselor se reconturează foarte dificil, în lipsa tratamentelor inovatoare anti-îmbătrânire și de remodelare corporală. Lipoliza este tratamentul care vine în ajutorul celor care doresc să-și remodeleze forma corpului. Lipoliza se face cu acid deoxicolic, care topește aceste depozite de grăsime reziduale. Este o substanță pe care o găsim în mod natural în organismul nostru și ajută la descompunerea celulei de grăsime, ca mai apoi să fie metabolizată. Și zonele de dimensiuni reduse, precum bărbia dublă, sunt tratate cu succes cu ajutorul lipolizei. Procedura este injectabilă, se realizează cu cremă anestezică și este nedureroasă. În unele cazuri se simte doar un mic disconfort. Uneori, rezultatele sunt vizibile încă de la prima ședință. În funcție de zona aleasă și de stratul de țesut adipos, pot fi necesare 4 sau 5 ședințe efectuate la o lună distanță. Pacientul poate pierde până la 30-40% din volumul depozitului de grăsime. Hidratarea corectă și alimentația echilibrată, fără excese de sare și zahăr, sunt factori importanți care influențează rezultatul final, spun specialiștii. Cu ajutorul medicului și al tehnologiei de ultim moment, nu doar talia se reconturează, ci și chipul devine mai luminos. Lipoliza se asociază cu microneedling-ul cu radiofrecvență fracționată, o procedură inovatoare, minim invazivă, care poate șterge câțiva ani de pe chipul pacientei fără să necesite o perioadă lungă de recuperare. Acum o să simți mici înțepături, nu creează durere, este uneori foarte puțin disconfort. Un pic capul meu pe spate și într-o parte. Cu alte cuvinte, aproape orice problemă de ordin estetic poate fi făcută să dispară rapid și fără durere. În plus, o ședință durează doar 30 de minute, timp în care pot fi ameliorate semne ale îmbătrânirii de orice fel. Piele laxă la nivelul feței, a pleoapelor, a bărbiei duble, a gâtului, a abdomenului, brațelor, genunchilor și gambelor. Riduri fine, cât și a celor profunde, pori dilatați, cicatrici postacneice și textură neuniformă a pielii. În funcție de particularitățile pacientului, dar și de dorințe și de așteptări, pot fi necesare 2 sau 3 ședințe. În plus, microneedling-ul cu radiofrecvență fracționată îmbunătățește aspectul pielii fără să modifice trăsăturile pacientului. Procedura nu schimbă fizionomia. Este un tratament eficace, cu rezultate vizibile pentru eliminarea pielii în exces și cu efect de lifting. În urma procedurii se formează noi fibre de colagen care vor regenera pielea. Tratamentul revoluționar este contraindicat însă persoanelor cu vârsta sub 18 ani, celor cu afecțiuni cardiace cronice, dar și femeilor însărcinate sau celor care alăptează. Prețurile mari și prognozele pesimiste îi înfurie tot mai tare pe români, însă stresul și supărarea nu sunt o soluție. Specialiștii ne recomandă să ne revizuim toate cheltuielile. Primul pas este ancorarea în prezent prin observarea, conștientizarea și asumarea tuturor emoțiilor și gândurilor. Conform studiilor, dorințele au o pondere mai mare decât nevoile, astfel că cele mai multe decizii de consum pe care le întreprindem sunt total nepotrivite și dăunătoare, ducând la o risipă financiară și mai mare. Conceptul de mindfulness înseamnă ancorarea aici și acum, în prezent, practic conștientizându-ne emoțiile, gândurile și senzațiile, fiind conștienți de toate alegerile pe care le facem în aceste momente. În calitate de consumator, noi toate alegerile pe care le facem, le facem în baza emoțiilor și în baza sentimentelor pe care le avem. Și ce vreau să menționez este faptul că întotdeauna noi nu cumpărăm produse sau servicii, cumpărăm povești și emoții. În momentul în care noi hotărâm să facem o anumită achiziție, trebuie să fim conștienți de motivele pe care le avem în spate. De cele mai multe ori, oamenii au tendința de a se lua după efectul de turmă sau se lasă pradă sentimentelor și comportamentelor pe care le au în acel moment. Iar din această cauză pot apărea diverse dezechilibre financiare care pot duce la diverse pierderi materiale.
Ce este recomandat în acest caz este faptul că un consumator conștient este un consumator informat, este un consumator care ia alegeri și ia decizii în baza tuturor informațiilor pe care le dispune și în baza tuturor nevoilor pe care le are. De ce menționez nevoi? Pentru că este important să știm că nevoile umane stau la baza motivațiilor noastre. Iar în acest caz, Maslow sau piramida lui Maslow, după cum bine știți, vine în ajutorul nostru. Noi, practic, suntem mânați de toate nevoile pe care le avem, de la nevoile de bază până la nevoile superioare. Iar în momentul în care aceste nevoi nu sunt satisfăcute, există dezechilibre. Iar de cele mai multe ori, datorită faptului că oamenii nu sunt informați, ajung să ia decizii iraționale în ceea ce privește consumul. Cea mai mare parte a venitului nostru este alocată consumului, 80% și 20% economiilor și investițiilor. Iar pentru a ajunge să avem un echilibru financiar, trebuie să luăm în considerare următoarele aspecte. Unul la mână, să ne planificăm bugetul cu o frecvență săptămânală, să cumpărăm exact cât avem nevoie, să cumpărăm produse ecologice, să reducem sau chiar să eliminăm risipa alimentară, risipa hainelor, risipa tuturor lucrurilor pe care le consumăm în exces. De asemenea, este foarte important să ne focusăm pe ideea de a investi, să facem economii, să facem donații acolo unde este posibil. Și ce este foarte important, în momentul în care mergem la cumpărături, să reținem următoarele aspecte. Nu cumpăra mai mult decât este cazul. Nu cumpăra doar de dragul de a cumpăra. Ai grijă la bugetul pe care ai și respectă-l. Este foarte important, de asemenea, să nu le lăsăm pradă emoțiilor în momentul în care mergem la cumpărături. Dacă urmăm toți acești pași, vom ajunge să fim mult mai responsabili de propriile alegeri și, de asemenea, să trăim un mod de viață mult mai sustenabil, astfel încât să putem să ne reinvestim resursele pe care le avem în pasiuni, în dorințe și în alte lucruri care ne fac plăcere cu adevărat. Banii sunt o formă de energie. Banii sunt un instrument foarte puternic, ei nu sunt nici buni, nici răi, pur și simplu sunt un mod de a ne ajuta pe noi în această viață. Mintea noastră are tendința de a pune tot felul de etichete cu privire la bani și ce vreau să vă invit în acest moment este să vă gândiți la următoarele lucruri. Unul la mână, care sunt poveștile pe care mi le spun cu privire la bani? Care sunt convingerile limitative pe care le am cu privire la bani? Cum ar fi? Banii nu sunt suficienți, am prea puțin bani, resursele sunt limitate. Și de asemenea, să ne gândim care au fost și care sunt toate comportamentele pe care le-am preluat de la părinții în acest sens. Pentru că fie că vrem sau nu vrem, acest lucru ne afectează în viața de adulți, iar responsabilitatea noastră este să ne debarasăm de ceea ce nu ne mai servește, astfel încât să putem trăi în libertate emoțională și financiară. Înotul este un sport excelent și știm asta deja cu toții, însă câți dintre voi ați aflat avantajele de care beneficiază adulții trecuți de a doua tinerețe? Conform specialiștilor, această formă de mișcare este cea mai bună alegere pentru seniori. În timpul activității fizice, disconfortul creat de problemele la încheieturi este eliminat, presiunea corpului este diminuată, iar sănătatea inimii și minții crește. Deseori când te gândești la lecții de not, îți vin în minte copiii, dar cine a zis că tu, adult fiind, nu ar trebui să-l încerci? Îți dă curaj, îți dă forță, plus că socializezi cu ceilalți care vin aici oameni și mult mai în vârstă, adică peste 70-75 de ani, tocmai că e plăcută și activitatea și poți să schimbi două vorbe cu ceilalți. Beneficiile sunt multiple. Sportul te menține totdeauna tânăr. Este clar că făcând sport, intri într-un mediu în care, după cum vedeți, sunt mulți copii, sunt multe persoane tinere, iar asta ajută. Multe bazine de not sau piscine private oferă cursuri pentru multe segmente de vârste, de la copii de 6 luni până la seniori. Pe măsură ce vei progresa, vei vedea că nu mai ai nevoie de colac sau ajutor din partea instructorului, acesta fiind un mare motiv de mândrie pentru oricine, inclusiv pentru o persoană adultă ca tine. Asta ajută pe oricine ca psihicul, moralul, să lucreze, să-l antreneze și asta dă un plus, chiar ani în plus pentru a fi alături de cei dragi. De ce în not și nu alt sport? În notul are avantajul că se poate practica la orice vârstă. Apa, de fapt, preia din greutatea corpului și ajută foarte mult ca mișcarea să fie mult mai lejeră. Fac gimnastică, dar la gimnastică să simt genunchii dureroși.
Aici apa te susține și poți să te miști în voie. Este foarte relaxant, ajută musculatura, ajută încheieturile și mai ales drenează. Mi se desumflă picioarele, sincer. De asemenea, notul are foarte multe beneficii pentru sănătate și este un bun exercițiu cardio cu impact redus. Este recomandat și persoanelor care au suferit o anumită accidentare sau operație chirurgicală. Cursurile de not pot fi și o formă de rutină de reabilitare fizică. Eu recomand să vină minim de 3 ori, iar când vin la bazin să vină pe jos, să se bucure de atmosferă, să se bucure de aer, fiindcă este un cumul care îi ajută să se simtă din ce în ce mai bine. În Franța, la anumite intervale orare, se strâng foarte mulți oameni în vârstă care fac mișcare acvatică. Ei se întâlnesc, socializează, glumesc, râd, se bucură împreună, apoi ies la masă împreună. Da, este un moment și este o oportunitate de a socializa. Și chiar dacă nu există o pastilă magică pentru a trăi mai mult, piscina este considerată ca fântâna tinereții. În notul poate întârzia efectele îmbătrânirii prin reducerea tensiunii arteriale, creșterea masei musculare, îmbunătățirea fluxului de oxigen și sânge către creier și creșterea sănătății cardiovasculare. Dacă ai dorință, este extrem de simplu. În primul rând e să ai dorință, doi, să găsești un instructor care să fie pasionat să facă acest lucru, iar cu siguranță într-o echipă potrivită vor învăța foarte ușor. Atunci când înoți, te simți liber. E ca și cum ai zbura. Foarte mult ajută la psihic. De asemenea, persoanele vârstnice care suferă de dureri articulare pot folosi notul pentru a-și crește flexibilitatea și pentru a reduce inflamația articulațiilor. Temperaturile sunt ridicate, gândul la o porție fierbinte de paste sau orez nu este prea atrăgător, însă italienii vin cu soluții ingenioase pentru a transforma aceste ingrediente în preparate răcoritoare și savuroase. Alături de un bucătar am descoperit 3 rețete de salate mediteraneene care aduc un suflu proaspăt în bucătăria noastră de vară. Să vedem cum putem reinventa pastele și orezul pentru a le savura chiar și în cele mai fierbinți zile. Noi în Italia le folosim ca rece, salata de paste. Avem multe feluri de paste și avem și orez fără amidon, speciale pentru salată. Este mai bine să folosim o pasta mai scurtă. Carbohidrații complexi din paste și orez ne oferă energie și contribuie la senzația de sațietate pe termen lung, fără a îngreuna procesul de digestie. Pregătim o oră, două ore înainte. Le răcim, le punem toate condimente, toate ingrediente și le punem în frigider. Facem cu pesto, cu creveți, cu pesto, facem cu mozzarella, cu roșii, cu ton, cu caperi, cu măsline. Este important că să fie rece, un produs mai friș cu căldura asta și să are carbohidrati, proteine de lapte, proteine animale, nu contează. În timpul verii, salatele de paste și orez sunt adesea servite și ca gustări sau aperitive, fie acasă, fie în cadrul unei întâlniri sau al unui picnic. Punem paste la fier, le lăsăm să fierbe. Când se fierbe, nu le răcim în apă, le răcim cu un pic de ulei și le punem în frigider. Pune ulei, așa nu se lipește. Așadar, după ce ai scurs și clătit pastele, adaugă una-două linguri de ulei de măsline extra virgin și amestecă-le bine. Uleiul ajută la prevenirea lipirii pastelor. Ardei grase deja gătite la cuptor, după avem măsline, caperi, ton deja la gratar răcit, ulei de măsline, piper, buzuioc, amestecăm toate ingrediente cu pasta. Are culoare de vară, toată colorată, roșu, verde, galben. Salatele pot fi personalizate cu ingrediente de sezon, făcându-le potrivite pentru orice perioadă a anului. Următoarea rețetă avem ouă fierte, mozzarella, caperi, ton în conserva, sos tonnato, care conține așoa, caperi, maionese și ton. Pentru un cel și paste fierte și răcite, mereu la fel, în frigider cu ulei.
Dacă pregătești salata în avans, păstrează-o într-un recipient etan și în frigider și adaugă pătrunjelul proaspăt înainte de servire pentru a menține aroma proaspătă. Acum am făcut două rețete de pastă și facem și o salată de orez. Orez este fierte înainte, l-am răcit la fel metodă, în frigider cu ulei, așa nu se lipește. Normal nu se lipește pentru că nu are mult amidon. Și avem un formaggio duro, cașcaval, prosciutto cotto, tonno in conserva, piselli, mazăre, ou fierte, mozzarella prospete, părum și niște legume deja fierte și tocate. Italienii consideră salata de paste un prânz sau un aperitiv mai complex și satisfăcător, cu paste variate și sosuri bogate, în timp ce salata de orez este văzută ca o opțiune mai simplă și răcoritoare pentru mese ușoare sau picnicuri. Pasta este ok pentru prânz, pentru cină, când te-ai întors de acasă că ești obosit, ai deschis frigider și l-ai gătit de dimineața, este ok. Rocoros și are proteine din lapte, are proteine din ou, are proteine din carne, avem o conservă și de ton, și părumb, și legume. Este un pasto completo. Acesta a fost episodul de astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Dacă subiectele vi s-au părut interesante, așteptăm părerile voastre pe pagina de Facebook Numai de Bine. Nu uitați că ne revedem în fiecare duminică de la ora 11:30. Până atunci, aveți parte numai de bine!